chestia asta cum era cu, 94 a dat bacul, picii. să și dacă diferă atmosfera de la școală la școală, poate să fie aceleași tehnologie, aceeași tehnică, aceleași oameni, profesori, număr de profesori, elevi, dar dacă este altă atmosferă, este altă școală. Interesant, anii 2000 ce se întâmplă, de exemplu, în educație. Deci puneai în dischetul la, calculator și era jocul. Cel, cel mai dureros acum la noi, deci că elevii nu mai pun întrebări. Deci ei pierd capacitatea de a pune întrebări. Ce părere vezi pe faptul că tot mai puțin bărbați în educație? E o întrebare, cred că o căutăm răspuns la această întrebare toată viața. Bună ziua și bine v-am găsit la o ediție nouă din podcast Treci la Tablă. Astăzi la noi, în o specie, a venit domnul Iuri Milinte, fostul meu profesor de franceză. Așa am de ce să o scot la tablă, să-mi întorc eu datoriile <laughs> -o Bună seara! Bună seara și mă bucur să trec și eu la tablă, cu toate că fraza asta, treci la tablă, întotdeauna îți aduce emoții. Emoții și nu întotdeauna cele pozitive. Uh, Așa eu că, că, că avem emoții. Da, da, da. <laughs> Eu, de prima întrebare și nici nu neapărat întrebare, îi rog pe invitați să povestească povestea lor. Uh, deci cine-s ei cum au ajuns, unde au ajuns, ca ulterior ceea ce o spuneți, cumva lumea să facă legătură cu ceea ce sunteți, ceea ce faceți. E o întrebare, cred că o căutăm răspuns la această întrebare toată viața. No, nu, nu e despre viața, e <laughs> despre ce faceți. Uh, da, uh, sunt uh, uh, sunt un tată, sunt un, uh, un bunel, sunt uh, un profesor din uh, 85. Uh, sunt, uh, la moment uh, sunt directorul liceului Budapest și HD uh, din orașul Drochea. Și cred că, cred că cel mai important este să încerc să fiu, uh, să fiu om, să fiu prieten, să fiu uh, prieten cu elevii care sunt uh, din uh, instituția noastră, să fim o familie. Cred că asta e cel mai important. Hai să începem de la începutul, <laughs> pentru că 85, asta e nici nu Moldova. 85 este final de facultate uh, în Chișinău, a Universității de Stat uh, din Moldova, uh, Facultatea limbi Moderne, Specialitatea Limbă și Literatură Franceză. Uh, facultate finalizată cu... sigur că pe atunci ideea voi fi profesor la final de facultate, deci a fost deja luată. Deci eram decis că voi merge în școală, cu toate că atunci când intri la facultate, când am intrat eu la facultate nu mă gândeam la... la... Finalitate. la școală, la elevi, fiindcă erau limbi moderne, eram cu... Ideile de Franța, mai romantic, interpret, traducător, călătorii, cred că asta era mai, mai mult în, în gând, dar decizia de școală, de elevi, că îmi place și că voi continua, cred că a venit în pe parcursul stagiului pedagogic într-o școală din Chișinău. Deci în anul 5, când am lucrat cu elevii la clasă, când e, am avut acel stagiu pedagogic. Deci iată, cam așa, cam așa decizia am luat atunci. Hai să ne ducem la liceul nostru, pentru că casa părintească, cum să spunem, Da. A, dumneavoastră sunteți la începutul începutului. Sau nu chiar. Da, Liceul Bodan Petriceicu 2 a fost creat în anul 1991, din, deci nu în baza unei școli, dar a fost creat din, din nou, să zicem, cu profesori noi, cu elevi care au crezut în noi, cu profesori încă în 91, nu era niciun regulament de organizare a concursurilor la angajarea profesorului la liceu, dar la noi în, la deschiderea liceului s-a organizat un concurs pentru cu comisii de angajare a profesorilor la liceul Vodan Petriceicu Cuhajdău și făcând promovarea liceului deci iată atunci o mână de oameni entuziasți au au avut încredere în ceea ce înseamnă liceu și, desigur, și elevii care au venit primul an la noi în liceu. Deci 1991, 9 septembrie. Deci parcă mai e. Mi-e interesant, adică, gen, eu sunt curios cum se creează o școală nouă într-o țară nouă, de exemplu, ca la început. Eu nu știu lumea ce se imaginează, eu vreau, mi-e interesant povestea asta. Deci este, este o poveste, povestea unui grup de inițiativă, deci la baza acestei inițiative a fost uh, domnul Guivan Marin, profesor de istorie și la acel moment uh, deci era vicepreședinte a unului Drochea. Uh, deci uh, Leahu Nicolae, uh, poet, scriitor, scriitor, uh, deci care la acel moment activa în, uh, redactor șef la Glia la ziarul nostru, uh, Mircea Ciobanu și el, scriitor, uh, la moment este în Chișinău, uh, Grigori Melnic, uh, viitorul directorul liceului HDU timp de 10 ani, și restul suntem profesori care am acceptat să fim alături și prin, prin decizia guvernului. Deci a fost creat acest liceu și câteva licei în Republică în acel moment au fost create. Uh, nu știam ce înseamnă liceu pentru Republica Moldova, uh, cum se va organiza, ce va fi și pentru aceasta în primul an, primii luni am mers în Republica Mo în, în România, uh, peste, am trecut Prutul pentru a vedea uh, ce deci este interesant mergând la liceul lui Eminescu din Botoșan, am fost întrebați de colegii din acel liceu, ce vreți să vedeți? Prima dată am trecut prutul și colegii ne întreabă ce vreți să vedeți? Și noi răspunsul nostru a fost lecții. Deci pentru noi era foarte important să știm, să fim siguri că ceea ce facem noi la HDEU este, este bine este ceea ce aici trebuie să facem. Și asta ne-a făcut să ne simțim în putere, mergând la ore la colegii din România, revenind înapoi cu manuale, cu literatură cu prima, primile, prim set de donații de carte, care am început să lucrăm în baza acelor manuale cărți care le-am adus din, din, de la liceile Imeninscu și Laurean Orean Botoșani. Deci așa, așa a fost așa am început. Sunt Asta e anii 91-92. e 91-92, da. Deci, dar în... Până la primul, primul de 94, deci a fost experimente, încercări și încercări, conținuturi, de unde, ce, deci a fost deloc ușor, dar a fost frumos fiindcă a fost multă libertate profesorilor, deci noi făceam noi răspundeam la cererea uh, elevelor. Deci neavând, ne fiind legați de curriculum, legați de programe, legați de... ce avem manualele din Moldova și avem manualele care le-am luat de liceu, din, de la liceele din România și foarte mult lucru era de a căuta, de a găsi dacă era la franceză, zicem, aveam 4 ore de franceză, plus 2 ore opționale, deci 6 ore de franceză în săptămână la clasa filologie. Deci trebuia să venim cu materiale, trebuia să. Clasa venim filologie? Cu... Da, deci atunci aveam și clasă, deci nu era pe urmă, deci s legalizat aceste două profiluri real și umanist, dar atunci aveam și clase filologie, aveam și clase moderne, era chimie, biologie, era fizică, matematică. În anii 90, sfârșitul anului 90, noi am avut și clase economie. Deci, lucru care atunci la filologie veneau, mergeau cei care vreau să, sau iubeau să scrie, să compună, să erau dornici de a, de a cunoaște cât mai multă literatură. La limbi străine, limbi moderne, sigur, cei care se vedeau la facultatea de limbi străine. Biologie, chimie, cei care vor merge la medicină. medicină. Da, deci era, erau copii mult mai orientați ce vor și ce fac. Și aveau alternativă de lege. Și aveau, da. Și ceea ce este important, că noi erau clase cu număr de elevi de ajuns, în sensul clase complete. Clase complete, câte o clasă, câte o clasă de elevi. Mi-e interesant dispecificat faptul că liceul HD este liceu clasic, unde este doar clasele 10-12 și unul din cele da. șase licee din Moldova care au așa forme de, de învățământ. Uh, chestia asta, nu era cu, cu, cu 94 ați dat bacul, Nu, bac no, era un program, era un program de liceu. Deci era un program, program de liceu și programul de bacalaureat a fost în baza um, programului uh, fiind în, ex, în Uniunea Sovietică, deci era program, nu era cu, noțiunea de curriculum dar era vorba de un program care îl îndeplineam, dar plan cadru, ca spunem noi așa, plan cu reprezarea orilor, toate așa, de deci era diferit de cei ce este azi și conținuturile, conținuturile, dacă manualul de francez, dacă manualul de franceză din clasa 9 a, a 10, -a, de exemplu, din școala medie, care o aveam până la liceu, deci era pentru o oră săptămână sau două ori pe săptămână. Îți dai seama, iei manualul cel de franceză și lucrezi ce faci șase ore la clasă cu el. Deci în timp de uh, o lună, două, deci manualul s-a finalizat. Și de aceea foloseam, foloseam foarte mult manualele din România și doi, <coughs> aveam donații din, din Franța cu manuale franceză. Uh, manuale pentru francezi. Deci, pentru, pentru, rândru clasă, rândru pentru rândru pentru rândru când yes. Nu erau alternative, erau donații de manuale franceză pentru clasa, pentru nivelul anul întâi, sau uh, clasa gimnazială, franceză pentru francezi, în clasa 6, 5, 4, 3, deci sunt clasele gimnaziale în Franța. Și avem manuale ce să luăm textele de acolo, luăm gramatica aparte, fiindcă francezii aveau manuale de gramatică aparte, manuale de texte aparte și noi lucram la mai ales la filologie, la cele șase ore patru ore plus două opționale lucram cu manualele franceze făceam lectură, traducere, analiză, comentarii de texte, deci lucrurile astea se întâmplau cam și, și, cam așa la toate disciplinele. Și bacalaureatul, bun, deci bacalaureatul a fost ținut în baza programului care era un program, program, pentru liceu, el era, nu era specificat apart programul de liceu, programul de bacalaureat, deci el, conținuturile, deci era, erau chiar din primii ani. Dar, iată, de exemplu, dacă spuneați că francezi vă trimiteau cărți, astea, cum se întâmpla legătura dintre ei? Uh, deci, prin, deci în primii, prime ani, deci în 95 aveam Alianța Franceză, deja prin Alianța Franceză, până la Alianța Franceză, deci erau uh, prin serviciu de cooperare uh, Moldova-Franța cu Alianța Franceză din, uh, din Moscova. Și atâta, ajungeau manualele acestea din, 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 Franța, ajungeau în Moldova și pe urmă, deci noi se repartezau și în, și în noastre. Deci trebuiau să cauți, trebuia să fii pe fir la momentul când, și deci, fiind prima dată în Franța am mers, în 94. În 94 am mers în Franța când nu era, nu, nu era alianța franceză în, în Moldova, dar profesorii de la universitate sau la centru de formare din, din, Republică, deci erau, aveau legăturile cu, cu alianța franceză din, responsabil din Moscova. Și iată, am participat la concurs, puteai să faci legături și încă în facultate, din anii 80-85, când făceam facultatea, noi aveam câte un reprezentant din Franța care era lucra la, activa la facultatea de limbi moderne, care un atașe lingvistic, să-i noi acum, deci lucra la catedra, la catedra de limbă și literatură franceză la facultate. Și legăturile cu Franța, deci erau foarte, foarte bune și frumoase și, și contoam. Asta e tot până în 2000, să nu plec. Da, noi vorbim de anii 90. Anii uh -huh. 90, deci în 95, când s-a deschis Alianța Franceză, atunci a fost mai ușoară. Noi la Drochia, la Liceu, am deschis și, și antena Alianței Franceze din, din Moldova, Alianța Franceză. Antena Drochia a Alianței Franceze. Și atunci am putut avea și mai multe manuale, și mai multe literatură, și donații. Și metode și tehnică, cred că prim, primul tehnică de TV Sank, antenă parabol, Parabolic, parabolică, Sank. deci pe liceu, utilizarea, utilizarea casetelor TV Sank la lecțiile de franceză. În 94, mergând în Franța la un curs de formare de o lună, cursul, deci era de interactive asta e 94 vorbim și iată faci și faci paralel cu ceea ce aici facem noi acum, deci cred că în 94 atunci prima dată am apăsat eu asta de inter în Franța. Prima dată am, am lucrat la calculator, la un calculator în Franța și am folosit camere de luat vederi pentru predare limbii franceze. Deci a fost un curs de formare video-audio pentru profesorii ce predau franceza limbă străină în de, în Moldova. Adică erau profesori din, din mai multe țări. Și am revenit acasă, la nivel de înregistrare video, în oraș erau câteva camere de cele care le puneai pe umăr și eu noroc aveam că prietenul, un prieten, eram prieten cu cel mai bun să zic cel ce făcea înregistrări video la anunț și, eu, și l-am rugat și mai venea pe la lecții și înregistra, înregistra video. Și acum sunt niște amintiri foarte frumoase a anii 90. Ele sunt? Sunt, sunt. noi le-am trecut acum Trebuie de pe casete. le-am le le digitalizat. Ele sunt, ele, ele sunt foarte valoroase acum casetele când în fața clasei deci camera înregistrează și microfonul ca să nu încurci, iată noi acum stăm cu microfonul în față, pe atunci microfonul îl puneau pe un teu și îl ținea cineva teu cu microfonul deasupra capului să elevului să nu se vadă în cadru și să fie și recitau poeme sau sau acum cineva mi-a scris uh, și amintea mi-a transmis un mesaj, o fostă elevă, Ludmila, salutare. Uh, și amintea cum uh, înregistram, uh, înregistram uh, cuvintele la un cântic al Selindion, la o electronică, uh, ascultând cu urechea să înțelegem uh, uh, cum sunt... Uh, deci cuvintele se le scrie sau pe urmă deci ca să înregistrez la microfon la cea electronică dacă nu știu dacă ai văzut adică, să deci, sau, deci microfonul și acela casete deci era una acel electronică și un microfon foarte micuț în acel în acel, acel casetofon și trebuia să de aproape. Iată, noi eu vorbesc acum la microfonul acesta, la cel ca să te înregistrezi pe, pe casete, trebuia să stai la, la un centimetru, la doi, ca să -și strici tare, ca să te înregistrezi. Și pe urmă să locul unde el a povestit sau el a, a răspuns, a înregistrat, să analizăm video, audio. Deci este incomparabil cu posibilitățile de azi ceea ce facem și ce putem face. Și când elevii, da, unii sunt împotriva telefoanelor mobile la ore, nu știu, dar la limbi străine sunt. Ne trebuie să învățăm, nu să interzicem, dar să, să învățăm elevii a utiliza tehnica aceasta. Când zic, dragi elevi, eu citesc model, voi înregistrați la dictofon și acasă puteți să mă ascultați, numai condiția că nu mai transmiteți vocea mea, nu știu unde, în, net, nu știu. Și sunt unii care prima dată în clasa 10 deschid dictofonul la, la telefonul mobil, nu? Și se înregistrează. Dacă nu e vorba să se înregistreze video, deci asta e, e cel mai mare tragedie: să iasă în fața clasei, de exemplu, să fii filmat de colegul sau să-ți unii pe alții povestirea unui text la franceză sau la. Dar astea sunt metode de lucru care, în liceu, când vii de acum, și sunt metode autodidacte, deci, care poți să le folosești pentru dezvoltarea ta. Te-ai înregistrat noi. Te-ai înregistrat, te asculți, te analizezi, mai înregistrezi o dată și asta e. Că atunci când elevul trece la tablă, da, iată că aș vine acum, nu mai pot să repetăm cuvântul spus, da, dar elevii, când le dau tema de acasă să se înregistreze povestind textul sau recitând poemul, el mi-l trimite e varianta care o vrei el. Deci asta înseamnă că uh, nu impun, hai, la, în timpul lecției, citești de trei ori sau citește, dar. dar elevul a recitat odată sau a ascultat, nu s-a reușit și mai repetă, mai face dublu 2, dublu 3 și îmi trimite varianta cea mai bună. Și asta este obiectiv, nu e de a pune elevului notă. Da, dar uh, obiectivul meu este ca ele vor să, și, uh, să aibă un rezultat mai bun în lectură sau în, uh, în ceea ce faci. Dacă să amintești atunci, am și o fotografie și voi cu niște manuale franceze. Deci manuale ca s a venit mai pe urmă deja prin alianța franceză, noi am luat, am avut uh, metode franceze care având manuale la noi în Moldova, deci folosam metodele franceze dar astea erau, nu mai erau manualele franceze pentru manualul pentru francezi, dar era deja metodă franceză, nivelul 1 în Nouveau Saint Frontier deci cu voi folosam Nouveau Sans Frontier deja pentru a lucra la, la ori și iată la Nouveau Sans Frontier erau și casete puteam să facem și audiere și nu știu. Acum, având toate posibilitățile acestea, deci, elevelor nu este, cum să zic, atunci dacă aduceam un microfon la lecții sau o cameră pentru dânsă era ceva wow. Acum. Nu știu ce profesorul trebuie să aducă la lecții. panou interactiv nu-i e, nu e nouătate. Tablă interactiv în liceu, în toate cabinetele care avem, tot așa se uite, Tablă interactivă Sau telefoane. Fiindcă ei, telefonul meu nu se compară cu telefonul elevilor. Dar trebuie să le folosim pentru numai să TikTok să să privim. Dar asta simte, asta simte acum. Este foarte greu să, să menținem atenția elevelor la ore. Este foarte greu, fiindcă lucrul lucru, lucru lucrul ăsta al, a intrat în obiceiul lor altfel, altfel în momentul ăsta de lucru. Da? Deci, 30 secunde cât, deci da. 30 un minut și, trebuie să treacă la altceva. Cu vorbeam acum cu elevii, chiar cu cei care fac educația economică, dar mai mult fac dezvoltare personală, așa cu... Și vorbeam cu ei, zic că eu cred că și, un film acum, nu, dar avem răbdare, nu avem răbdare să ne uităm până la cap. Și da, au confirmat, da, nu, nu știu, deci s-au uitat 10-15 minute și de acum gata. Își dau seama ce, ce o să fie la sfârșit și căutăm altul. Sau uh, o fac în paralel cu TikTok. Da, nu... da, da. Sau fac ceva și aici apare, vorbeam acum cu elevii, aici și acum. Deci elevii, uh, elevii lucrând în primele promoții. Eu, de ce, eu nu, nu zic că azi sunt alți elevi. Sau sunt, uh, sunt altfel. Noi eram... Dar ă, noi trebuie să fim în pas cu tehnologiile, dar să vedem să nu, ne, să nu fim, fim slujile lor. Deci să nu fim dependenți de Ia. acel telefon, dependenți de, de, de acel video sau de așa. Deci să noi să folosim pentru dezvoltarea mea, pentru creșterea mea. Deci asta uneori se pierde se pierde și, 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 nu știu unde o să ajungem. Hai să, așa, să -am. Eu, în primul rând, vreau ca Îmi dumneavoastră... Am, uh, așa, no. nu, nu, suntem... Nu uh... Eu vreau să, în primul rând, dacă, dacă ai posibilitate și drept moral, să mai postați pe Facebook din videoclipurile cele care a spus uh, de pe ani. cred, <laughs> ca, că da. Cred că da. Cred, da. cred că da. cred, că da. cred că da. și a doilea moment e, uh, Hai să trecem așa mai înspre 2000. Pentru că e interesant. Pentru că dacă. În principiu, dumneavoastră sunteți în sistemul educațional și în comunitatea educațională de la început. Adică, chiar de aici până azi. Și lucrurile schimbă, ceva apare, ceva dispare și. Interesant, anii 2000 ce se a de exemplu, în educație. Știi cum. să ca o oglindă. Uneori te uiți și nu observi diferența chipului meu azi și mâine, deci parcă îți pare că noi suntem aceiași. Uh -huh. Fix același lucruri și, și în învățământ. Noi acum nu putem separa anii 90, anii 2000, fiindcă diferența din 99 și 2000 nu a fost așa de mare. Deci anii 2000, deci eu am început să fac educație economică. Și atunci am interesant cu ea, cum știu. Uh, deci, până în 2000, eu făceam franceză și nu mi închipeam că o să mai fac ceva, știi cum? Deci, pe atunci, uh, asta era stabilitate, zice, dacă făceai o facultate, da, ai terminat limbi moderne franceză, deci asta înseamnă că toată viața vei face asta și voi avea um, rezultate, voi crește, știu știu știu, deci în anii 2000, fiind la niște cursuri la Prodidactica deci la uh, NISTRU uh, deci erau niște cursuri de gândire critică uh, o colegă uh, din uh, comunitatea aceasta a Prodidactica zice uite noi în august avem cursuri de educație economică de nici nu educație economică dar de economie aplicată fiindcă pe atunci în licee erau uh, disciplină obligatorie economie deci era discipline obligatorie economie filozofie, logică, deci era în, în plan cadru, deci erau. Și de cei ce realizau cu, cursurile erau realizate de o asociație junior Achievement, o asociație pentru elevii din, din instituții, educație economică. De, pentru elevii din instituții de învățământ din Republică. Din în 2000, încă exista Junior da. în Moldova? Face uh, uh, uh este din 95 în Moldova. Și eu, uh, deci în 2000, am mers, am mers prima dată la cursuri pentru, deci eram dirigintele, dirigintele unei clase, unde era fiică Uh, și am zis că întotdeauna facem pentru clasa, așa cum ai făcut și tu, pentru clasa unui de diriginte, încerci să aduci ceva nou, ceva în, Și iată, în, în, 2001, deci în 2000 am fost în curs și în 2001, deci când am luat clasa 10, am început cu ei să fac educație economică. Nu, nu, doar educație economică, economia o ducea profesor de istorie, tradițional, și eu am început să fac educație economică, și pe urmă am făcut și cursul ăsta, l-am luat în liceu, până în 2004, cu 2 sau 3 ani. Deci noi am făcut uh, educație economi, economie aplicată, deja se numea economie, economie aplicată ca disciplină. Deci o oră în săptămânal. Și am mers, m-am format eu, am ca filolog. Deci majoritatea participanților la, la aceste cursuri și cursurile acestea de economie le predau cei de la istorie și geografie tradițional filologii, deci cei de la limbi lim moderne române cam mai puțini, fiindcă era legat de economie, de de geografie economică, de istorie și așa mai departe. Și de, mi-a plăcut, am început să lucrăm cu elevii și iată tradiția aceasta din anul 2000 2001 în 2004 2, 3, 4, deci am început să avem și rezultate, deci se organiza și Olimpiada, Olimpiada la economie și concursuri, erau simulări, simulări economici pe calculator, deci era un joc, un joc economic care era pe dischete, deci pe atunci pe dischetă, deci puneai dischetul la, la calculator și era jocul. Și acolo, deci, în simularea aceasta, deci era echipă care luau decizii referitor la preț, deci se simula deciziile unei, unei echipe manageriale. Preț, cheltuială pentru câți bani se, se va cheltui pentru marketing, pentru dezvoltare, câte produse și așa mai departe. Și calculatorul facea un raport financiar și echipa care avea cea mai bun profit câștiga. Și pe, atunci noi organizam, se organizau și concursuri naționale la această simulare și internaționale prin internet. Anul 2004 Anul 2004, noi am participat și la europene. Și europenile, 2006-2007, deja am participat la București la uh, finala, finala Europei la acest joc. Uh, el se numea uh, Titan. Titan uh, in, uh, Și el, el este, și, a, și acum se sunt organizate, cu părere de rău, deci în Republică, la noi nu nu știu ce, deci el costă acest program și Junior nu, nu, are aceste resurse pentru, cred că să și trebuie oameni, resurse umane pentru, pentru acest dar au apărut, au apărut, acum sunt mult mai multe oferte, cu educația economică cu educația financiară, deci acum chiar sunt foarte mult, pe atunci iată asta era unica, unicul lucru care putea să, deci ce am găsit eu, posibil că poate și, și alt, altceva a fost. Primul calculator care l-am avut, deci fiica care era în clasă, copiii au câștigat finala, finala la acest concurs simulare pe calculator economică și am câștigat primul, primul calculator câștigat din concurs și l-am avut la mine în cabinet. Deci asta era 2004. 2004 cu calculator deja noi cei de la economie aveam calculatorul nostru cu conexiune la internet de stick îmi pare că sau, stick sau cu telefon. deci mult telecomul sau, sau și fir. noi am avut și firul adus mult telecomul cu firul adus în cabinetul de sus din 300 în doamnă Cuieto pe acolo aveam și fir cu telefon și deja aveam, puteam să facem sprinter și uh, când jucam scotam la printer uh, aceste, aceste, rapoarte, putem să ne conectăm și să jucăm la nivel de Europa cu calculatorul nostru și nu dependeam de sala de calculatoare unde era mult mai foarte greu să ajungi la sala de calculatoare pentru a juca acolo, de exemplu, sau o faci. Cam așa a fost anii 2000, deci cu alte posibilități, alte, nu știu, în, în hd în hd deci noi, dacă vorbim de educație economică, mai era un laborator, era un laborator care se numea companie școlară, deci asta era simulare cu bani adevărați, când elevii, de exemplu, făceau, făceau felicitări felicitări, fiecare felicitare costa un leu și erau un câștig lor, vindeau cafea, ceai, biscuiți și tot așa. Deci era o simulare ca o companie școlară creată și ei aveau experiența și de organizare și de, de ducerea evidenței a contabilității și, și asta le-au ajutat. Asta două anii 2000, 2000, 2010, 2012, deci cam așa, undeva vreo. Și până acum, deci eu am mai puțin fac educație economică din 2012 când am trecut la direcția educației. Iată atunci am pierdut momentul ăsta, am revenit în 18, dar ca director nu reușesc încă în timp să mă implic dar în fiecare an am, am un grup de elevi cu care discut despre educație financiară, despre, chiar și anul acesta am o opțională, cu o clasă de umaniști, <laughs> dar, dar încerc să-i motivez. Să-i motivez și să înțeleagă că economia nu este nu este matematic și nu este contabilitate, economia este viață și aceste competențe au nevoie, de aceste competențe au nevoie pentru, pentru viață, pentru a lua niște decizii în viață. Hai să revenim la 2010 plus minus, uh -huh. pentru că eu ca previst în minte că dumneavoastră iar noi acum, de exemplu, clasa viitorului, facem diferite, niște excursii, vise de studii cu profesorii uh -huh. în școli din Estonia și o să minte, cât mai să duceți acolo? Uh -huh. În ce circunstanțe și chestii? Și uh, sunt Estonia, Estonia sunt uh, amintiri foarte, foarte frumoase uh, și cred că elevii din HD uh, și uh, cred că am vizitat trei sau patru ori Estonia cu elevi și cu elevi din Republică, nu doar cu cei din HDO, și anume în program de educație economică. Partea aceasta cu elevi, deci am participat la competiția zonală și estoniană la a companiilor școlare, deci erau, eram invitați la la competiția națională a Estoniei cu două echipe de la, din Republică și mergeam, am mers acolo. Pe urmă, cu elevii din liceu am participat la o conferință, conferință legată tot de companiile școlare, de invenții, de dezvoltare și încă o activitate tot economică, în Camp, deci, la o activitate de. de. de un, este un joc sau simulare. Când am discutat cu elevii noștri de la ASEM, au spus că, că ei tot. nu nu de la ASEM, dar că lucrând ei folosesc această metodă de rezolvare a problemelor uh, care este la baza acestui, acestui simulări uh, inovășică. Deci când 24 de ore se închid într-un... În uh, Da, uh, deci se închid într-o încăpere, adică într-o clădire 10 echipe și au de rezolvat uh, o problemă. Deci să o rezolve economic, să, să găsească soluții, să fac un plan de afaceri și să după 24 de ore, trebuie să iasă cu prezentare și în fața juriului. Și iată, noi prima dată în Estonia am fost și am, am participat, nu numai am, am asistat, dar am participat cu echipele noastre, am participat la un așa e, joc, să zicem, da, joc economic. Am participat. Deci amintirile sunt, deci iată, și estonienii, noi avem proiecte comun, estonienii au venit și respectiv și ei au fost la noi o specie în Moldova, dar și la drogii au fost, și la liceu au fost. Deci <coughs> am vrea să revenim la aceste legături, fiindcă Junior este Estonia este deschisă. Deci numai, numai că partea, partea financiară totuși deci când este un bine. proiect, când este un proiect, atunci este mai puțin uh, cheltuială pentru elevi și, nu știu, dar dacă să totul din contul elevilor. Uh, la nivel de liceu, fiind director, eu, uh, eu mă gândeam uh, de la începutul 2018 și un an, doi, trei, investim în infrastructură, facem... Uh, tot ce trebuiește pentru ca să ne simțim bine și după aceasta banii, uh, resursele financiare le vom redirecționa la anume la dezvoltare, deci în resurse umane, în copii și în asta. Sunt niște idei care încă nu, nu, nu putem să ne permitem să le realizăm, dar le vom realiza. Asta înseamnă invitații, invitații a unor persoane, modele, persoane care pentru întâlniri, seminare, care să vină la noi la liceu, să fie plătiți, fiindcă costă o persoană să vină, să, nu știu, din America sau din Franța sau din, din Estonia să vină un specialist, un, un expert, și plecările acestea. Deci ar fi foarte frumos dacă am, am putea liceul să plătească deplasarea în Estonia a unui grup de elevi. Sau deplasarea în, în România, deplasarea în Franța, deplasarea de știu, pentru un studiu, pentru nu pentru excursii. Deci, primile, deci ieșirile noastre, anii 90, în România, nu erau de tipul. Plătim e, excursia, ne-am urcat la autobuz de 40 de zile și mergem și vedem, vizităm. Deci pe atunci a, mergeam 20 elevi, ne întâlneam cu 20 elevi din România, de la un liceu și împreună în 40. Deci mergeam și vizitam, făceam, a, escaladam vârful Toacă, da? ne urcam sau mergeam... A, făceam expediții sau nu știu. Deci asta, asta este uh, ceva care te face, te îmbogățește relații, comunicare și nu, nu pur și simplu vizită și doar, doar aceiași elevi cu, din Moldova cu, cu profesorul. Să vedem. Să vedem. Școlă, o școală nu poate să închide în, în ea doar cu uh, cei ce este în, într-o clădire sau într-un. Ceva aceștia. Trebuie să ieșim. Da, trebuie să. S nu, să știu. vedem modele. Așa cum cu oamenii sunt modele, fix același lucru trebuie să vedem și modele, uh, modele școli, modele încăperi, modele biblioteci, modele cu orice. Am vrut să vă întreabă. În acolo. Estonia, apropo, în Estonia, deci primul centru documentar, atât de biblioteci, deci momentul ăsta. Deci, când vezi ceva, revii înapoi și și încerci. Vezi, uite, am văzut asta, am văzut asta, încercăm să facem comparativ biblioteca cum a fost atunci când tu erai în liceu și acum diferența este mare. Sper că ești acolo. Sper că sunt și niște calculatoare. Sunt și calculatoare, sunt și laptopuri, sunt și routerul, sunt și... Nicio, și cel, ă, ă, știi ce? Nu asta e frumusețea. Frumusețea știi este... și oameni că... Da. Sunt elevi când au timp liber, deci sunt, totdeauna sunt elevi cu cărțile în mână. Nu sunt calculatorul și nu sunt cu telefoanele. Noi avem două mese în mijloc, unii sunt, în fiecare an noi investim undeva la 15, poate nu e mult, dar 15-20 de mii de lei, deci noi cumpărăm literatură. Literatură care este căutată, că au citită și, și elevii, elevii citesc și acolo, deci dacă este echipată, biblioteca este echipată, se simt bine, elevii stau și, și citesc, deci se odihnesc, citesc și asta, și asta e cel mai mare plăcere. Eu mă, avem aveam o întrebare, am și mi-am amintesc. Da, am dezbătut eu. A, iată, am să dau o întrebare. A, uh, nu legat deja, e legat de HD, deja, e legat din general general, direcțiile de în învățământ. Nu știu, îl trebuie în general, noi, mă Și <laughs> 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 da și <şi> nu. <laughs> Răspunsul, da și nu, uh, de ce ele trebuiesc, nu în formatul care sunt azi și nu cu, cum să zic, nu cu aceleși funcționalități competențe care le, au, le aveau și le au azi. Deci trebuie de gândit, de schimbat, fiindcă viața se schimbă școlile se schimbă, comunitățile se schimbă, deci noi trebuie să reacționăm. Noi nu putem să avem o direcție de educație care au aceleași competențe sau aceleași responsabilități care le aveam chiar și în 2012 când eram eu la direcție, de exemplu, sau cu mai mult mai înainte. Deci relațiile deci, ce trebuie schimbate, relație, direcție educație-școli asta, asta de, trebuie numai decât de gândit Deci care sunt relațiile suntem de șef subaltern chiar dacă suntem angajați directorii de direcție de educație și ei sunt angajatorii noștri doi am avut un număr de școli un număr de elevi cu 10-20 de ani în urmă direcții uh -huh. și acum ce număr și cum suntem și care ar fi numărul de direcții sau numărul de angajați a direcțiilor pentru a realiza acele scopuri sau. Deci, momentele ce acestea trebuie de, de revăzut. La moment, la moment, așa cu mâna pe, pe suflet, pe inimă să o spunem, Depinde foarte mult de cei care sunt în, în fruntea direcțiilor. Fiindcă, indiferent cum, de situația în țară, de, deci depinde de oameni, resurse umane. sunt direcții care, la sigur, că sunt în centru, în centru activității. Din acestui proces de educație și în raioane sunt direcții care, care mai puțin. Deci cred că, cred că trebuie de de văzut fiindcă noi nu stăm, nici școlile nu rămân pe loc și nici direcțiile ca ca niște organe care, care trebuie să fie în 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 mijlocul, în mijlocul acestui proces. Deci cam așa e. Deci chiar așa scurt este da și nu. Pentru că mi se pare că sunt unii direcții care poți să-mi fac forward la mesaj. Corect. E, și asta, asta este, nu știu. E, poate, poate să zicem poate să zicem e, acum când sunt anunțate aceste concursuri a, la șefii direcțiilor în majoritatea raioanelor, atunci, poate ar, ar fi timp să, să scrii cerere și să, și să mergi într-o direcție. Într-o direcție sau <laughs> <o înaltă, laughs> în alta. Să facem direcție. schimbări în direcție-direcție. <laughs> să ai o direcție la direcție. Uh, uh, trebuie. Deci, noi trebuie să privim altfel, mai ales acum când ține și de și de, de birocratizare, și de. Deci, de, de Ministerul, vreau să zic că Ministerul este acum uh, mult mai uh, mai deschis și mai flexibil la ceea ce se întâmplă în jur. De ce? Fiindcă ține de resurse umane, de oamenii care sunt fix același lucru și la, la nivel de direcție, dar ca și la școală. Deci, noi, noi putem să luăm acum două școli cu același număr de elevi. Și cu rezultate. Și cu aceleași diferență. Să luăm școli care au făcut reparații reparații din proiecte milioane de, de lei și să merge acolo și să uh, cineva ultimul când a făcut un reportaj uh, despre elevii elevii de la liceu și au fost uh, reprezentanți la Europa Liberă. Și am văzut acela care... Cu da, cu Samir și Samira. Uh, și uh, când au plecat au zis uh, vă mulțumim, eu, deci cei ce ne-a plăcut a fost atmosfera. Deci, un, un simplu, o, două școli și dacă diferă atmosfera de la școală la școală, poate să fie aceleași tehnologie, aceleași tehnică, aceleași oameni, profesori, număr de profesori, elevi, dar dacă este altă atmosferă, este altă școală. Și este foarte important. Există același lucru și la, și la direcție. Deci, ele sunt organisme vii, trebuie să fie organisme vii care să nu încercăm să jucăm teatru. Noi un, uneori simulăm. Simulăm că lucrăm, simulăm că, simulăm că discutăm, că luăm decizii, facem, ca așa, ne-am deprins, facem și facem același lucru din, din zi în zi, din lună în lună, din an în an. Deci cam asta, asta, e o rutină care te face să parcă persoanele simt bine, dar dar nu. Dar nu este rezultat, nu este impact. Și acum întrebarea mea este și față de direcție, dar și față de noi școli și de administrație. Deci noi uneori uităm că elevul este în centru și impactul nu trebuie să fie doar asupra profesorilor, de formarea profesorilor. Impactul este asupra elevilor. Care ce este se întâmplă după formarea asta? Da, ce este, ce, este, ce, sunt elevii după formarea profesorului? Fiindcă noi, da, noi putem să fim frumoși, noi, noi, noi după formările întotdeauna ieșim cu niște uh, înflăcărați, motivați și, și, revenim în școală și care e? întrebarea următoare este ce elevii impactul asupra elevilor formarea noastră cum sunt ei? Ce vor fi? Schimbarea? Că un, pot să vină elevul, elevul cu șase, șase la liceu și în cei trei ani să se schimbe? Uh, în note nu. Poate să rămână la celălalt șase, la celălalt șapte. Dar el s-a schimbat. El gândește altfel, el vede altfel. Deci el este mai deschis, el pune întrebări. Cel, cel mai dur acum la noi, deci că... Elevii nu mai pun întrebări. Deci ei pierd capacitatea de a pune întrebări. Dar unde unde să spun întrebările? Când? Când sunt în telefon? Întrebări acolo nu pui. Uh -huh. când, când se discută, cum? Cum să îi învățăm să pun întrebări? Trebuie să-mi scoatem din offline în. Când invers, din online în offline. -aia asta asta e. Asta e. Și acum eu zic, uneori sunt, eu mi-aduc aminte de clasele atunci când erai tu diriginte la o clasă, eu la cealaltă și cum s-au schimbat încă clasa mea ca clasa mea schimbarea nu a fost așa de, de mare, să zic pentru că erau, de oraș, că erau, erau, erau de mai de oraș erau din mult oraș dar uh, clasa ta deci a fost o schimbare uh, super uh, a fost o schimbare la copii mai ales când mi-aduc aminte de Sofia care faceam eu elevii de la Sofia băieții de la Sofia, spuneam așa care, care făceam eu franceză limba două deci eu cred că în trei ani de franceză cred că am schimbat vreo Trei manuale. Deci făceam planul, planul de lungă durat pe un manual, pe un conținut, foloseam și așa, și, și după anul nou nu, nu pot să-i motivez, nu pot să lucrez. Aruncam, aruncam și începeam să lucrez doar cu cu, cu videouri, Lucram și pe urmă, a, nu, nu merge. Hai, a doilea an, altceva. Dar vedeam ochii lor până în clasa a 12 și au început să strălucească. Deci da. ca oameni, ca, 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 personalități, ca aveai cu cine discuta, aveai cu cine să ne Deci nu, niciodată dacă eu în, în fața clasei începeam să, 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 discut cu ei un, un, subiect, deci era reacție, era reacție la Deci se întâmplă uneori în clase când tu vorbești și reacție zero. Parcă, posibil asta și COVID-ul stricat un pic. Da, nu este posibil, dar e realitatea e realitatea și noi trebuie acum să să revenim, să facem momentul, că dacă mai pierdem timp nu e... este e altă întrebare, pentru că eu încep să observ asta A... ce pare vezi pe faptul că tot mai puțin bărbați în educație? asta e o problemă sau nu? asta e o problemă, cred că de viitor, problema de azi ține de, de ce va fi în viitor și noi de acum o, o simțim la nivel de, de băieții care îi avem sau bărbații care îi avem alături de, de noi în familie, viitorii soți în relații și viitoarele mame. Tot mai puțin și mai puțin rolul bărbatului în educație. Deci, ce se întâmplă? Noi vorbim de școală, dar vorbim și de familie. Ce se întâmplă? Cine își asumă rolul de, de educație în familie, de obicei mamă. Chiar dacă unii, un tată alt, încearcă să și asume mama ce spune? Hai lasă, Ești odihnii, puțin, fac eu sau tata intervine doar atunci când sunt problemele mai mari. Mm -hmm. Nu? Când s-a întâmplat ceva. De ca sancțiuni. Da, ca sancțiuni. Deci, noi, copiii, au niște modele a, a tatălui în familie, modele care care nu lasă urmi urme și nu educă viitorii bărbați în familie următoare. Și dacă nu ne oprim mult în familie, dar asta e situația, asta e starea, și continuăm în și ce se întâmplă în familie. Deci avem băieți educați de mame și să caută în viață, în viață, pe urmă, ei singuri, niște mame să aibă grijă de ei, viitoarele soții ca mamele să aibă grijă de ei, deci nu ca bărbați să fie, deci ei să fie bărbați, să fie, să aibă tărie, acest caracter, responsabilitatea în familie și așa mai departe. Și fix continuăm în, în liceu, în școală, același lucru. Deci educația și lucrează doar mai multe femei și este o educație feminină. Și nu numai pentru băieții din liceu, E necesară educația, dar și pentru, pentru fetele care, care le lipsesc. Le lipsesc acasă tatăl care a plecat, le lipsesc cuvântul tatăl care este, dar nu este prezent, este prezent, dar nu este prezent în, în luarea deciziilor în familie. Și ajungem în, în asta problemele din ei nu, sunt, nu au avut modele. Deci nu au avut modele nici în familie de bărbat, nu au modele nici în, în școală de bărbat, și este o educație și uh, deci se răsfrâng asupra uh, viitorului nostru. Uh, noi în liceu, apropo, noi când am deschis anul 91, deci noi eram din 20 de angajați, 90-93, deci eram vreo 15 bărbați. Așa că cu timpul să se piardă. Eu când am fost am prins cam 50-50. Adică da, am, da. Acum, acum suntem mult mai puțini, deci majoritatea sunt doamni. Fiindcă bărbații, deci au plecat în legătură pensii și. și deci majoritatea, câțiva au plecat și-au schimbat locul de trai și lucru și nu am mai avut băiați bărbați care să vină încercăm să motivăm încercăm să facem noi mai suntem norocoși mai suntem norocoși noi în anii aceștia cât sunt în director am făcut să vin. deci te-am pierdut pe tine da te-am pierdut pe tine am convins profesorul de fizică la fizică un tânăr fost elev. La fel și la istorie la istorie a venit uh, profesor bărbat. Și, și cam atât <laughs> <laughs> și eu la franceză dacă n-am pierdut nimic uh, da. dar mai avem uh, tehnicianul bărbat. Uh, deci încercăm încercăm să fim prezenți încercăm să fim prezenți și să motivăm uh, și să, să, aducem modele și să aducem și, și, plus și făcând o analiză să demonstrăm băieților tineri care, care termin în clasa 12 că uh, pot să vină în școală și, uh, și să fie și bărbați și cap de familie și să-și asigure și viața și uh, dar la moment este o problemă. Ea nu este de azi, ea este de noi să vedem dar consecințele. Da, noi vedem consecințele. Și asta este un... Deci, cum să motivăm, cum să... Deci, eu zic că nu este doar în școală. În școală nu pot să schimbi ceea ce este pus încă în familie. Deci, profesia de... profesia de învățător, de profesor, este văzută în general nu ca cea mai... Așa, prestigioasă. Da, prestigioasă. Dar pentru un bărbat, cu atât mai mult. Deci, cu părere de rău. Deci, părinții, părinții când o să vorbească, să închipuiți cineva, să zică la un flăcău, ia ca tu, trebuie să duci la școală, că acolo este bine, când așa că nu așa. Și o întrebare la, la, final, de ce, în 2024, un student ar trebui să leagă totuși pedagogia? chiar și studență, nu știu, absolvență la HD. Noi, noi, discutăm cu, cu elevii foarte des în momentul ăsta. Întrând în clasă, știi cum, întreb cine, cine, își dorește ca cu viitorii voștri copii să ai profesori buni. Și sigur că toți mâinile, așa Și încercăm, să, a doua întrebare, dar cine, cine merge la pedagogie? Exact. Exact. Deci dacă se ridică o, o mână, două și iată aici e, întrebarea noastră este de ce cu elevii discutăm momentele acestea și încerc să le aduc argumente. Argumente e, chiar de la bun început, chiar dacă nu este important, poate cel mai important este vorba de e, finanță, de salarizare. Deci nu o să găsim noi e, în orice Chiar și la privat, la, ori, la alte alte profesii, nu să avem salariu mare de la bun început. Tot o să fie, nu o să ne ajungă bani. Dar chiar să ai salariu mare, el. Oricum, nu se -ajunge. ajunge. Cheltuieli vei, vei avea mai mult. Cheltuieli. Și de aceea pornim și de aici. Vorbind și de, de, de cei bani care guvernul pentru 5 ani este alocat pentru tinere. De acele număr de ori care este micșorat, adică este mai puțin de 18. Vorbim de vacanțe. Vorbim de vacanțe. În care, nu știu, specialitate. În vac deci tu ai câte zile de vacanță unde nu faci ce, ce de obicei faci. Dar ești salarizat. Deci nu, nu, predai. Concediu vara. Concediu vara, 5, în ce specialitate, 62 de ori, de zile ai concediu și el doar vara, e obligatoriu vara. Deci, beneficiile sunt beneficii. Partea, partea următoare ar fi, care le vorbesc eu elevilor, că de comunitate, de relații, plăcere, plăcerea relațiilor, chiar dacă ei sunt martorii la problemele care pot apărea între ei și profesori în 10, în 12 ani, ei văd că nu este atât de ușor, dar unde nu este relație peste tot. Uh, și de aceea în, în școală vei fi întotdeauna alături de tineri, asta înseamnă că vei fi veșnic tiner și la 60 plus te vei simți ca, ca elevii de 18 ani vei vor fi motivați vor fi motivați întotdeauna în, în viață de tineri pentru a face ceva, a se menține în formă a fi a fi activi a fi activ și cred că, cred că unul din, din argumentele care eu nu știu, deci sunt modelele. Da? Să, le aducem la elevi un profesor, un elev, fiindcă cei care uh, întreabă toți profesorii care lucrează azi și pentru mine de exemplu este aceeași întrebare de ce ai mers în școală de ce ai, ești profesor fiindcă am avut un profesor model deci, cine am vorbit noi, până la urmă, deci, uh, sunt oamenii modele care însuși, uh, ca să iată, ca să-i convine pe elevi. Deci, trebuie să găsim acel model și acel profesor sau ce persoană care, care poate să-l uh, inspire să revină în școală, să fie în știu, Deci, asta este cel mai. Eu cred că, ca elevii tineri, nu știu să-și caute modele. Poate, poate eu să caute în toate specialitățile. Fiindcă dacă nu, nu comparăm și nu vedem modelele de la pedagogii, modele de acolo, de acolo, deci nu o să vedem plus și minusul de la pedagogii. Deci, nu știu, parcă, parcă asta ar fi, parcă asta ar fi. Nu putem spune să zicem că dacă, tu, dacă nu tu, cine. Deci lucrurile astea, deci nu cu tinerii, nu. nu, nu, nu nu merge, nu funcționează, nu funcționează deloc. Trebuie să aducem foarte clar iată așa, 1, 2, 3 și atunci cred că vom avea, vom avea, vom avea tineri. Mersi mult! Și, și eu uh, îți mulțumesc și cred că cred că este uh, în viitor aș vrea să avem uh, mai multe școli model. Mai multe școli care motivează elevii să învețe, fiindcă în momentul ăsta nimeni nu va putea să impună ideile lor. Deci își vor avea ei ideile lor și vor merge mai departe. Și desigur, ne dorim să avem cât mai mulți profesori tineri, da. la noi în școală. Asta tineri fac schimbare. Asta vine așa. A fost. <laughs> Bun. Mersi. Thank you